Proiectul normativ postat pe site-ul Ministerului Transporturilor arată că proprietarii de vehicule între 3,5 și 12 tone vor plăti mai mult pentru roviniete. Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România estimează că vor fi afectați peste 30.000 de utilizatori. Transportatorii vor trebui să plătească tarife de rovinietă pentru o zi de 12 euro, în creștere cu 33% de la 9 euro pentru vehiculele de și peste 12 tone, cu 71,42% de la 7 euro pentru vehiculele între 7,5 și 12 tone și în oricare cu 200% de la 4 euro la 12 euro pentru vehiculele între 3,5 și 7,5 tone. Cele peste 100.000 de autovehicule de transport marfă de peste 12 tone vor plăti 12 euro în loc de 11 euro la rovinieta de o zi, iar pentru rovinieta de 30 de zile, această categorie de autovehicule va plăti cu 5 euro în plus, de la 55 la 60 de euro. Se arată în comunicat. Potrivit Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România, creșterea valorilor rovinietelor prin proiectul menționat afectează cel mai mult autovehiculele din categoria C, între 3,5 și 7,5 tone și apoi autovehiculele din categoria D, între 7,5 și 12 tone. Proiectul publicat nu vizează nicio modificare pentru valorile rovinietelor pentru autoturisme categoria A și nici pentru autovehicule de transport persoane, indiferent de numărul de locuri. În prezent, la nivelul Comisiei Europene, se discută modificarea directivei 1999/62 pe Comisia Europeană prin directiva Eurovinietei, prin care se urmărește implementarea conceptului de plată a taxelor pe kilometru și nu pe timp, așa cum se explică în prezent în România, menționează UNTRR.